Ancheta Inspectoratului Teritorial de Muncă în cazul copilului de 14 ani sfârtecat de o mașină de tocat lucernă la adunații Copăceni a fost finalizată. În urmă cu două luni, un băiat de numai 14 ani a sfârșit tragic după ce a fost prins sub cardanul mașinii de tocat lucernă pe care lucra fratele său mai mare la o fermă de vaci din adunații Copăceni. Din cercetările anchetatorilor iese faptul că nu au existat martori la fața locului care să vadă cum s-au derulat exact faptele și nu poate fi precizată cu exactitate acțiunea victimei în momentul în care i-au fost agățate hainele de utilaj. De asemenea, inspectorii ITM au stabilit drept cauza producerii evenimentului utilajul neconform aflat în funcțiune, coroborat cu prezența minorului în zona de lucru acestuia. Totodată s-a constatat că fratele mai mare al minorului, ce a sfârșit tăiat sub mașina de tocat lucernă, lucra fără forme legale de mai mult timp la acea fermă. Proprietarul fermei este cel care se face vinovat de producerea accidentului prin nerespectarea legii în ceea ce privește încadrarea în muncă a angajaților și nerespectarea securității și sănătății în muncă. S-a stabilit că principalul vinovat este de producerea acestui accident este angajatorul, asupra căruia s-a luat măsura pecuniară în sumă totală de 35.000 de RON, precum și 4 măsuri avertizmente, precum și propunerea înaintării acestuia către cercetare de către parchetul Tribunalului Giurgiu. Având în vedere faptul că un copil și-a pierdut viața în condiții crunte și încălcarea legislației muncii, administratorul fermei a fost sancționat cu mai multe amenzi în sumă totală de 35.000 de lei și toate astea pentru că a fost încălcată flagrant legea securității și sănătății în muncă și pentru că evenimentul s-a produs în timp ce minorul locuia în incinta fermei, având acces peste tot și efectuând diverse activități ușoare cu permisiunea angajatorului. Din păcate, viața copilului a costat aproape 35.000 de lei. Cu siguranță, administratorul fermei va pune la punct toate aceste lacune administrative și activitatea va continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.